Ramazzotti, Più Bella Cosa, 8:37. Vlad zicea mai devreme că astăzi e ziua lui Ziu în Buzău. Da, ne-a scris un ascultător, Andrei, un fan al emisiunii noastre, și ne-a atras atenția că astăzi se împlinește exact un an de când ai zis tu chestia aia. De la celebra ediție cu Ziu în Buzău. Practic, tu te-ai grăbit, ai vrut să spui zi ceva, orice, dar zi ceva. Da, mă, cum am avut ieri un ascultător de la Cluj care răspundea foarte greu, foarte lent, în dialogul, da, cu noi, și ne-am temut că nu o să se încadreze în timp. Cam așa a fost și atunci, era tăcere, trecuseră 3-4 secunde și am vrut să-l impulsionez pe concurent să spună ceva și a ieșit asta. Hai să ascultăm ce s-a întâmplat fix acum un an la Dublu sau Nimic. Ciprian, acum fii atent că vorbesc cu tine. Da. Pentru 200 de euro să ne spui, te rugăm, în ce județ se află vulcanii noroioși. Ziu în Buzău. Mulțumesc. Cum? Asta e ceva. M-ați auzit, da? Da, 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 te-am auzit. Știa când jucam Chems și zicea, se chinuia să pună parolă, te chinuiești să faci semne cu echiperul și venea la, zicea, zic Chems, Chems. Ce-ai făcut, mă, Luca? Am făcut... Zi un Buzău, tu. Da, dar și colegul. Buzău, m-ați auzit? Deci nu există așa ceva, nu există, nu există. Anul trecut am fost acolo, sau cum o să ia. Habar n-aveai, da, mă, Ciprian. Asta e. Ce să? Bravo. Greșeală de arbitru. Da, e dreptul tău. Ai câștigat. Oricum Buzău spuneam, oricum Buzău spuneam. Da, spune. Adică ce-am auzit așa a fost... Mai ai întrebări, Luca? Da. Asta cu răspuns. Cu răspuns secret. A fost foarte bun, Ciprian. Bravo, da. A fost foarte natural. La Monopoly. Și un Buzău. Buzău. Deci nu că error in your favor. Cum de eu n-am fost acolo anul trecut, nu știam eu, dar trecuseră 4 secunde. Bă, poate chiar a fost acolo, de unde știi? Da, se aduna să ne spună răspuns. Nu că fusese clar, dar nu-i venea răspunsul. Hai că azi avem o ediție cu mulți bani. Da, astăzi trebuie să fim serioși, că începem de la 400 de euro. În cazul lui Ciprian era vorba de un premiu de 200. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic. Suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM. O avem alături pe Roxana, dacă nu mă înșel. Bună dimineața! Bună, Roxana! Bună dimineața! Ce Roxana? Faci? Ce faci, Roxana? Alo, da, noi te auzim, clar, foarte bine. Ce faci? Bine, sunt puțin surprinsă pentru că m-am înscris de foarte multe ori și nu am fost zonată niciodată. Te deranjăm? Știi, ai idee câți oameni... Nu, din potrivă. Ai idee câți oameni se înscriu la concursul ăsta? Da, îmi dau seama că sunt foarte mulți. Adică nu trebuie să fii surprinsă că te-ai tot înscris și nu te-a sunat nimeni, că nu e ca și cum... te înscrii tu cu încă 10 ani și uite ce ghinion ai că nu ești trasă. Sunt foarte, foarte multe înscrieri, sunt mii de înscrieri în fiecare zi, așa că trebuie să fii surprinsă că ai fost extrasă, indiferent de cât de multe ori te-ai înscris până acum. Da, nu, sunt surprinsă plăcut. Foarte plăcut, okay. Chiar. E bine, zine de unde ești? Din București. Din București. Bravo. Da. La serviciu? Acasă? Da, la serviciu. Ce la serviciu? Serviciu, dar m-am făcut puțin cu Giver să pot să particip. Cu ce te ocupi? Cu ce te ocupi, Roxana? Sunt medic veterinar. Medic veterinar și ești la clinică, zici? Lucrez parte de laborator și... Ok. Analize. Da, da, exact. Și mai ai ceva colegi cu tine? Nu, din păcate nu. Nu vrei tu să se amesteci în treaba asta sau nu e nimeni la ora asta acolo? Nu, dar sunt la lucru și... Da, mă, dar oprim lucru, băi, Roxana, clinic, că... Luca, e o clinică, ce lucru să oprești? Poate au vreo urgență. 3200 de euro premiu maxim. În plus, e cu programare. Tu dacă ai fi la programat acum să te duci să ceva, băi, dacă cu eram pisica... Cu da. Și te duci și zice, moment, domnul Luca, știți, medicul nostru e la Dublu sau eu Nimic. Eu dacă eram cu cățelul. Da. La vaccin, de exemplu. Așa, da? Adică nu vorbim de urgențe acum, nu cred că sunt așa multe urgențe la
clinica veterinară. Iar eu intram în concurs. Puneți-mi, băgați-mă și pe mine, vă rog, în direct, dați mai tare, că vreau să vă ajut cu un răspuns și nu am nicio pretenție. Data viitoare, când ne sună vreun coleg de-al Roxanei, te trimitem acolo. Și făceam și aia lui Lăbușcul, chiar, stai de gură, nu știu să-mi sune. Gata, bine. Hai, Roxana. Astăzi să știi că plecăm de la 400 de euro, poți dubla la 800, 1600 sau 3200, depinde cât vrei să câștigi. Da, eu îi vreau pe toți. Acum o să vedem, cu foarte multe emoții, și să sperăm că Vin toți. O să fiu pe fază. Bine, da. Mult succes atunci. Mulțumesc mult. 400 de euro. Îți spun la modul cel mai sincer că ai nimerit bine și că, având în vedere valoarea premiului maxim, întrebările chiar sunt civilizate. Trebuie doar să scapi de emoții și să te concentrezi. Mai ales prima întrebare este de concentrare. Și anume, pentru 400 de euro, Roxana. Da. Spune-ne care este cel mai mic număr impar din trei cifre diferite. Nu, 101. Ai zis 103 și oricum ai zis fix pe bătaie, exact când, ca la basket, când ai aruncat mingea la coș. Deci oricum degeaba ai zis 100. 101 n-are cumva cifre de același fel, că trebuie să fie trei cifre diferite. Da, da, exact. Da? Deci faptul că s-a terminat timpul te-a ajutat cumva. Răspunsul tău e 103, da? Da. E bine, e rău? Lucarezi, a? Nu, da. E de bine. Ai 400 de euro, Roxana, cu un mare noroc. Apropo de ziua în Buzău, vezi, da, aici eu nu puteam să te impulsionez, că e o problemă de concentrare. Nu e o întrebare grea. Știi? Dar eu fierbeam, zic, să spună ceva, dar nu puteam să zic că puteai să vii în orice moment cu răspunsul. Ai venit pe... Ai ciupit semnalul nostru sonor. Adică... A fost un impuls. Ideea e că ai 400 de euro acum, Roxana, și trebuie să să te hotărăști foarte repede dacă vrei banii ăștia sau mergi pe 800 de euro. Asta înseamnă că ne răspunzi mai departe. Merge mai departe. Îmi place de tine așa. 800 de euro. Roxana, îți place să călătorești? Da. Asta e foarte bine. Mult. E foarte bine. Ai șanse mari să fi fost acolo. Și să știi să ne spui, pentru 800 de euro, în ce oraș se află piața și Bazilica San Marco? Zici ceva? În Veneția. Ziua Veneție. Dacă data trecută ai prins la limită semnalul de final al celor 6 secunde, de data asta ai depășit cu mult, din nefericire. Ai fost la Veneția? Timpul de răspuns. Nu. Nu ai fost la Veneția. Poate de asta s-a gândit, că nu i-a venit chiar. Știu, da, na. Așa. Știi ce rău îmi pare? Că îți spun sincer, o să vezi mâine. Mă rog, sper să ajungem mâine până la capăt cu întrebările. Că rămân aceleași, doar primele două se vor schimba. Roxana, Veneția este răspunsul corect. Dar a venit mult prea târziu. Dar a venit târziu. Ne pare tare rău. Tare rău. Că n-a fost să fie. Da, mie îmi pare foarte rău. Asta este. Mai ales că ai Roxana, numai bine, Roxana. Te pupăm, spor la treaba acolo. Salute pe cățeluși, pisici, papagali și ce ori mai fi prin zonă. Hamsteri, crocodili, șerpi. Deci mâine începem de la 500 de euro. Avem ediție cu premiu maxim mâine, vineri, 25 noiembrie. 500, 1000, 2000, 4000. Abia aștept. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.